breaking news, avem acum o informație bombă. Sorin Oprescu nu va fi extradat din Grecia pe motiv de condiții de detenție închisoare la noi, că nu ar fi cum trebuie. Rămâne liber în Grecia. Este informația bombă care vine de la Cristi Popovici, corespondentul nostru care este acolo. Bun găsit, Cristi! Bun găsit, într-adevăr, o veste bombă, am putea să-i spunem, ai exprimat-o și tu foarte bine, Andreea. În urmă cu câteva minute a venit decizia judecătorilor eleni. Astăzi Sorin Oprescu s-a prezentat în fața acestora în procesul privind extradarea sa. Știm foarte bine, în urmă cu aproape două luni, magistrații au decis ca el să fie judecat în stare de libertate după ce inițial fusese arestat preventiv, după ce plecase din România în momentul în care s-a dat sentința în dosarul său. Ei, iată că la aproape două luni distanță Sorin Oprescu primește și decizia în procesul extrădării, iar magistrații consideră că Sorin Oprescu nu va avea parte de condiții decente în închisorile din România. Dacă va fi extrădat, nu se va putea trata pentru bolile de care suferă, în primul rând diabet la vârsta sa 70 de ani, plus alte boli asociate. Așa că magistrații eleni au hotărât ca acesta să nu fie extradat. El rămâne așadar în Grecia pe perioadă nedeterminată, se încheie practic acest capitol al extradării sale, rămâne de văzut procuratura elenă dacă va mai face apel la această decizie, însă la cum am văzut că s-au mișcat lucrurile în aceste două luni de când Sorin Oprescu este în Grecia, posibil să nu se facă acest apel, mai ales chiar procurorul de caz a fost cel care a fost de acord ca el să fie cercetat în stare de libertate și tot pentru că a considerat că în închisorile din România nu ar putea beneficia de un tratament așa cum trebuie pentru a se vindeca, pentru a se trata de bolile de care suferă. Da, o condamnare de 10 ani și 8 luni de închisoare la noi în țară, dacă procuratura deci nu va face apel, va rămâne definitivă această decizie? Exact, exact. Ține minte că în urmă cu o lună și jumătate, aproape două, procuratura de acolo și judecătorii de aici, din Grecia, de fapt, au cerut autorităților române să vină cu tot felul de dovezi privind condițiile din închisorile de la noi. Se pare că aceste dovezi ori nu au venit, ori dacă au venit, n-au fost suficiente pentru a-i convinge pe magistrații eleni să-l extradeze pe Sorin Oprescu, iar din momentul acesta Sorin Oprescu rămâne în libertate, repet, pe perioadă nedeterminată în Grecia, bineînțeles. Dacă se întoarce vreodată în România, acesta va fi arestat, va fi luat de pe aeroport și dus în închisoare. El, oricum, spunea că vrea să rămână aici, să se stabilească aici, în Grecia. Va și porni o afacere cu fiul său, o afacere în domeniul cercetării medicale. Își va folosi experiența de peste 50 de ani în domeniul medical pentru a lansa o afacere și aș trăi viața în continuare alături de fiul său, de partenera sa de viață, pe tărâm Elen.